Curentul puternic a cauzat, începând cu duminică 10 martie, numeroase avarii rețelelor aeriene din zona Moldovei. Stâlpi căzuți la pământ, conductori rupți, elemente de izolație deteriorate, cele mai afectate fiind județele Bacău, Neamț și Suceava. De ieri, echipele de intervenție ale Delgas Grid și ale contractorilor acționează în permanență pentru restabilirea distribuției energiei în zonele afectate de avarii. Electricienii au înlocuit stâlpi de medie tensiune, elemente de izolație și susținere și au reîntrecit conductoarele rupte de vântul puternic. În baza ultimului raport operativ privind avariile produse la rețelele de distribuție a energiei electrice, situația din județ se prezenta astfel. În dimineața zilei de 11 martie, la ora 6, în jur de 1000 de consumatori, respectiv 3 localități, erau nealimentate complet cu energie electrică. Este vorba de localitățile Hârlești, Poienari și Moldoveni și 2 localități parțial alimentate. Este vorba de Secuieni și Trifești. Centrul Meteorologic Regional Moldova a emis pe 11 martie o nouă atenționare de cod galben de fenomene meteorologice periculoase, valabilă între orele 10 și 16, care cuprinde intensificări locale ale vântului cu viteze la rafale de 55-60 de km pe oră, izolat 70 de km pe oră, pentru județele Suceava, Neamț, Vaslui, Bacău, Botoșani și Iași. În municipiul Piatra Neamț, în ziua de luni, datorită problemelor cauzate de intensificarea vântului, au avut loc 2 intervenții pentru degajarea unor arbori căzuți pe carosabil pe străzile Tineretului și Dureului. Și tot la Piatra Neamț, vântul a dezvelit un acoperiș de bloc și a răsturnat o schelă. La toate intervențiile s-au deplasat echipaje de pompieri. În prezent se lucrează în continuare pentru remedierea avariilor și reluarea alimentării cu energie electrică în cel mai scurt timp posibil. Condițiile meteo creează în continuare dificultăți, la această oră fiind în vigoare un cod portocaliu de vânt ce poate atinge local și 100 de km pe oră în județele Botoșani și Iași.